ați venit sau revenit pe acest canal. Pentru cei care sunteți noi aici, numele meu este Mihaela și astăzi m-am gândit să fac un videoclip interesant, spun eu, pentru voi. Cred că am mai filmat două videoclipuri de acest gen la mine pe canal, dar pentru mine, personal, videoclipurile de acest gen sunt o motivație și o inspirație totodată. Așa că astăzi m-am gândit să vă arăt timp de 7 zile ce mănânc eu. Încerc să mănânc cât mai sănătos posibil, pentru că îmi doresc să mai slăbesc 5 kg. Pentru cei care sunteți prima oară la mine pe canal, vreau să știți că am slăbit undeva la 30 de kg și îmi doresc să mai slăbesc undeva la 5 și după îmi doresc să mă mențin așa. Dar pentru asta depun foarte mult efort, pentru că nu mai mi-este la fel de ușor cum era la început. Acum slăbesc foarte greu, slăbesc undeva la 200-300 de grame pe săptămână, dar ce mă bucură pe mine foarte tare este faptul că nu am stagnat deloc. În toată această perioadă de 7-8 luni, eu am slăbit continuu. Acum este perioada cea mai grea, pentru că slăbesc din ce în ce mai puțin, dar asta nu este o problemă. Dacă slăbesc în continuare, pentru mine este perfect. Și de asta îmi doresc ca mâncarea mea să fie una sănătoasă, una diversificată și îmi doresc ca acest plan alimentar pe care mi l-am făcut eu personal să îl duc în continuare. Să fie stilul meu de viață pe care mi-l doresc. M-am obișnuit foarte bine să mănânc așa sănătos și mi-este super bine. Nu vreți să știți cât de bine mă simt eu acum, după aceste 30 de kilograme date jos. Pentru mine viața arată altfel. Am altfel de perspective în viață și îmi doresc să fac foarte multe chestii pentru mine de acum încolo. Până acum n-am fost chiar așa de motivată până să mă apuc de slăbit. De când m-am apucat de slăbit și am văzut că mi-este ok, că mi-este bine, că reușesc, toate gândurile mele s-au schimbat și îmi doresc să lucrez foarte mult la persoana mea din toate punctele de vedere. Cel mai principal lucru într-o cură de slăbire este să mănânci sănătos și în cantitățile ideale. Eu aici nu vreau să vă arăt neapărat ce ați putea mânca voi ca să slăbiți. Eu asta mănânc, pe mine mă ajută să slăbesc, se pare, în continuare. Nu știu dacă și pe voi v-ar ajuta treburile astea, dar v-am explicat eu mai multe chestii despre slăbit în videoclipurile dedicate în acest sens. În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt doar ce mănânc eu timp de 7 zile, să vă inspir. Așa că dacă vă place acest videoclip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că pe mine mă ajută tare, tare mult. Să apăsați și pe subscribe dacă nu v-ați abonat încă. Să apăsați și pe clopoțel să fiți notificate de fiecare dată când postez un nou vlog. Vă doresc vizionare plăcută și sper tare, tare mult ca acest videoclip să fie unul motivațional pentru voi. Mi-am pregătit micul dejun de astăzi și mi-am făcut aici o lipie. Înăuntru mi-am pus două felii de cașcaval, un ou, am dat un morcov mai mic pe răzitoare și jumătate de dovlecel pe răzitoare, am amestecat cu ou și așa arată el. Sincer, mi-e super, super foame, arată delicios. Abia aștept să mănânc. Aceasta este prima mea masă pentru astăzi. Ceasul este 10:25. O să ne vedem cu următoarea masă. Astăzi, ca și gustare, vreau să mănânc un baton din ăsta cu prune și cu nucă, fără zahăr adăugat, fără gluten, este vegan și este un produs super bun, pe care eu îl mănânc de fiecare dată când am poftă de ceva dulce. Mie îmi place tare mult și este și super ok. Pentru prânzul de astăzi am pregătit aici niște paste cu telemia și cu roșii pe care le-am făcut la cuptor. Sincer, n-am mai încercat această rețetă, sunt tare curioasă cum e, așa că mă pun să mănânc. Cam așa arată micul dejun de astăzi. Sincer, îmi este atât de foame. E ceasul 11:12. N-am reușit să mănânc mai devreme pentru că am avut foarte multe chestii de rezolvat acum de dimineață și n-am reușit. Mi-am făcut acum să mănânc. Am aici 4 felii de mozzarella light, o jumătate de roșie. Iar aici am două pâinici integrale oașa pe care am pus guacamole și câteva semințe de amestec de semințe. Am făcut guacamole cu blenderul pentru că n-am avut chef să stau să tai la el, nu mai aveam răbdare, sincer, de foame și mi-am tăiat un avocado din ăsta, dar vreau să vă spun că nu era extraordinar de copt, tot ceva de genul arăta. Nu arată el cel mai bine, dar sper să fie gustos. Cam așa arată micul dejun de astăzi. Am aici un pahar de apă cu lămâie. Vreau să știți că beau apă cu lămâie zilnic, dar nu apuc de fiecare dată să filmez pentru că ori beau mai repede, ori beau mai târziu, ori beau pe fugă și așa mai departe, dar apa cu lămâie nu
lipsește. Beau în fiecare zi 3, 4, 5 pahare de apă cu lămâie, depinde cum am timp să fac, dacă uit și așa mai departe, dacă nu beau apă normală, dar în mare parte beau apă cu lămâie, cam așa arată micul meu dejun de astăzi, iar eu vă doresc poftă bună dacă este cazul. Astăzi, ca și gustare, am să mănânc această grefă. Pentru prânzul de astăzi mi-am pregătit niște legume pe care le-am făcut în foarte puțin unt. Le-am făcut cu ceapă și cu usturoi, le-am tras așa la tigaie. Și aici am o bucățică de carne de pui pe care am făcut-o în cuptor și cam așa arată prânzul meu de astăzi. Nu o să mai mănânc și cina astăzi pentru că am mâncat micul dejun undeva la 11:30 și nu mă mai încadrez să mănânc încă o masă pentru că e aproape 5. Așa că prânzul de astăzi îmi este și cină. Și cam așa arată. Foarte delicios. Am pregătit aici o lipie în care am pus un ou, o felie de șuncă și mi-am tăiat câteva măsline negre și le-am băgat înăuntru în omletă și cam așa arată. Este super, super fain. Pentru prânzul de astăzi vreau să pregătesc o supă cremă de roșii. Mi-am pregătit aici ingredientele de care am nevoie. Am să folosesc 4 roșii, un ardei, o ceapă, puțin usturoi, busuioc și puțin unt. Am să călesc ceapa, ardeii și usturoiul în puțin unt, după o să le pun la fiert, dar o să facem această rețetă împreună. Gata și supa cremă de roșii, cam așa arată, foarte delicioasă a ieșit. În mod normal ar fi trebuit să decojesc roșiile, dar sincer n-am mai avut niciun chef. Am să servesc această supică împreună cu câteva crutoane și acesta o să fie prânzul meu de azi. Pentru cină mi-am pregătit aici o mămăliguță și am aici două șnițele făcute din soia. Sincer, mi-era tare poftă să mănânc ceva la care pot să adaug și usturoi și n-am știut sincer ce să-mi fac de mâncare. Așa că m-am gândit eu că niște șnițele cu mămăliguță și cu usturoi ar merge foarte, foarte bine. Așa că pentru cina din această seară am să mănânc mămăliguță cu șnițele din soia și cu usturoi. Pentru micul dejun de astăzi mi-am pregătit aici două rondele pe care am pus omletă. Omleta am făcut-o cu puțină mozzarella light, am tăiat câteva roșii cherry. În mod normal aș fi pus și un pic de avocado, dar din păcate avocado nu este copt și n-am putut să pun, dar este ok și așa, e bună la gust. Iar aici mi-am pus un sfert de ardei, peste care am pus puțină cremă de brânză și aici am un amestec de semințe. Am pus doar puțină sare pe ou și le-am prăjit în foarte, foarte puțin ulei de măsline. De fapt, am stropit cu recipientul ăla puțin în tigaie să se facă cât de cât ok și cam așa arată micul dejun. Astăzi, ca și gustare, o să mănânc această banană. Este undeva la ora 12, am luat micul dejun, dar aveam poftă să mănânc ceva așa mai dulce, așa că astăzi, ca și gustare, o să mănânc această banană. Pentru astăzi, la prânz, mi-am pregătit aici un bol de supă, care vreau să vă spun că mi-a ieșit așa de bine. L-am terminat acum vreo jumătate de oră. Ceasul este 2:30 aproximativ. Cam așa arată supa mea. Este foarte, foarte bună. Evident, am să mănânc fără pâine sau fără altceva adăugat. Mi-am mai făcut acolo un pahar de apă cu lămâie și aceasta va fi masa mea de prânz.
Astăzi, la micul dejun, mi-am pregătit aici o cană foarte faină, am vrut să-mi pun imaginația așa, la muncă puțin. Mi-am pregătit aici un iaurt din cocos și mango, este un produs vegan. Am să vă pun cel mai probabil o imagine pe ecran să vedeți ce iaurt am folosit. Supra am pus o banană pisată, am pus câteva fructe congelate și câteva nuci. Și cam așa arată micul dejun de astăzi. Arată foarte bine, îmi place super mult. Sincer, îmi este și foarte foame, dar și poftă, pentru că îmi place foarte mult cum arată. Așa că micul meu dejun de astăzi așa arată. Este foarte bun și foarte sățios. Astăzi, la prânz, mi-am pregătit aici 3 bucăți de tofu prăjit. Iar aici am niște legume pe care le-am tras la tigaie cu puțin unt, ceapă și puțin usturoi. Am pus puțină sare și cam atât. Este un amestec italian de legume. O să vă pun imaginea cu ele aici pe ecran dacă vreți să vedeți ce legume am folosit. Cam așa arată. Vreau să vă spun că astăzi nu o să mai mănânc și cină, pentru că ceasul este undeva la 5 și un pic și nu îmi mai permit să mănânc încă o masă, așa că asta o să fie ultima mea masă pentru ziua de astăzi și vreau să vă spun că arată și miroase delicios. Cam așa arată micul dejun de astăzi, arată foarte bine. Marginea asta s-a cam întărit. Dacă aș fi avut un vas mai mare în care să pun lipia, nu s-ar mai fi întâmplat asta, dar nu am. O să-mi cumpăr pe viitor, așa că partea asta o să o înlătur, pentru că nu o pot mânca, este destul de crocantă și nu merge. Dar partea de dedesubt arată foarte bine și să știți că miroase la fel de bine. Așa că acesta va fi micul meu dejun de astăzi și arată super, super fain. Pentru prânzul de astăzi am aici o mămăliguță cu brânză și o bucățică de carne. Astăzi am luat prânzul la soacra mea, așa că a gătit ea, nu eu. Am mâncat acest prânz și asta a fost ultima masă pentru ziua de astăzi, pentru că s-a făcut destul de târziu, era undeva la 5 și jumătate. Pentru micul dejun de astăzi mi-am pregătit aici 4 feliuțe de telemia, jumătate de ardei gras cu puțină cremă de brânză, iar aici am o felie de pâine prăjită pe care am pus puțin unt și am 2 felii de șuncă, iar aici am un iaurțel, activia, nuci și ovăz și aici nelipsita apă cu lămâi. Pentru cine am pregătit aici un pui la cuptor pe care l-am fiert înainte, pentru că mie nu-mi iese puiul altfel sau nu știu eu să-l fac, habar n-am, dar oricum eu l-am fiert înainte în apă cu sare, iar aici am pus niște legume și am mai lăsat așa la cuptor după ce a fost aproape gata pui, am băgat legumele și am mai lăsat undeva la 15-20 de minute aproximativ. Pe pui am pus condimente de tot felul și a ieșit foarte bine, drept dovadă s-a și desfăcut o bucată de carne din el, deci e foarte fraged și foarte bun. Nu vreau să vă fac poftă, dar atât de bine miroase, atât de fain. Ne punem să mâncăm și astăzi seară o să mănânc o bucățică de cărniță cu câteva legume și aceasta o să fie cina mea din această seară. Videoclipul meu a ajuns la final. Sper tare, tare mult că acest videoclip v-a plăcut, că v-a motivat, de ce nu, că v-a inspirat.
Astea fiind spuse, dragii mei, o să închei acest videoclip aici. Noi o să ne auzim cu drag pe data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi și să aveți parte doar de bine, dragilor. Pupici mulți! Pa, pa!